clar și precis, ziua comunistă, așa s-a trebuit Glăvădin, județul Bacău. M-am gândit că dacă ne înfățișăm noi uneltele de reporter, și ziarul, și cartea proaspăt personalității Glăvădinului, ne putem exprima și regretul că unul din primarii destoinici ai județului Bacău, domnul Gheorghe Telibașa, aici de față, nu este în cartea aceasta. N-ați văzut cartea, așa că nu vă întreb dacă vă pare bine sau rău. Dar într-o carte de personalități sper eu să intrați într-o a doua ediție. Domnule primar, v-ați străduit să faceți ziua comunii. De ce, domnule? Anul trecut a fost prima zi a comunei Glăvănești de la Revoluție, după 20 și ceva de ani. Am avut o carte făcută anul trecut, 585 de ani de la testare documentară a satului Glăvănești. A fost o sărbătoare frumoasă. Satul Glăvănești e o comună cu oameni foarte gospodari. Ați văzut, sunt iubitori de fanfare, iubitori de distracție. Iar anul trecut, majoritatea cetățenilor au zis că ar trebui în fiecare an să păstrăm tradiția și pe data de 20 iulie Sfântul Ilie să fie ziua Glăvăneștilor. Nu vă întreb că e mare sărbătoare pentru că e. Mă gândesc că deja instituiți o tradiție, că dacă sunteți abia la al doilea an, de acum încolo urmează să fie edițiile cele multe. În sărbătoarea asta am văzut că sunteți toată familia primarului angrenată, dar am văzut în curte, evident, o mulțime de cetățeni. A fost nevoie să-i mobilizați ca altădată la servările Câmpenești? Nu, să știți că chiar din timp întreba oamenii, cred că ziua Glăvănești se va ține în continuare. Dacă promisiunea a fost, s-a ținut și nu. Oamenii vin pentru că consideră că e o sărbătoare mare a unei comune și ar trebui să fie toți de față. Mi-ați trimis cartea numită Glăvănești, o monografie recentă, scrisă de doi autori prestigioși. Nu-i numesc eu pentru că o să vă rog pe dumneavoastră. Clavat. Da. Dar la monografia asta enumerat și personalități locale? Da, mare parte din personalități sunt trecute în carte. Domnul profesor Dr. Dorimel Ichim a lucrat el foarte mult. Unul din cei doi autori, Costică Popa, inginer profesor Constantin Popa, care e din comună, s-a străduit foarte mult. Cu angajații primării am încercat să căutăm toate valorile care le avem și sperăm că nu sunt toți, valori avem mai multe, dar am vrea să mai lucrăm la o carte, să facem pe viitor o carte fiii satului. Interesant. Cam câți fii ai satului ați nominaliza acum? 1, 2, 100, 3? Nu, avem mulți. Avem profesori universitari, avem doctori. Știți că satul Glăvănești a fost un sat de oameni gospodari, lucrau pe la stânci, oameni aveau bani și toți veneau ca și copiii lor să ajungă mari. Și totuși avem, chiar din Glăvănești, avem foarte multe valori. Deja începeți să vă împăunați cu realizările dumneavoastră. Nu s-ar vrea. Doamne, ați făcut o primărie nouă și mie îmi place cât e de informatizată, adică e dotată, binișor. Aveți un, ca să zic așa, colectiv bun, am vorbit la telefon de fiecare dată cu foarte mare plăcere. Ar fi spus să aveți o echipă bună în primărie. Da, avem o echipă bună. Primăria, cum vedeți, nu e primărie nouă, e primărie construită în anul 1944, dar în momentul când am intrat primar, prima grijă a fost să o modernizez, să o facem frumoasă, să o modernizăm cu calculatoare. Din păcate, de anul trecut și până anul ăsta am avut niște necazuri la primărie, un coleg tânăr a murit, plus două persoane care sunt foarte bolnave. Ne-am reorganizat, am mai făcut niște angajări, acum putem spune că avem un personal bunișor care să străduie. Și chiar tot ce am făcut pregătirea, numai cu ei am făcut. Ziceți, la 416 aveți oameni buni? Avem oameni puțini, avem vreo 50 de dosare. La ce populație a comunii? Populație de 3900. Deci 1,5%. Da. În schimb, îi folosim foarte mult și sunt benefici pentru chiar săptămâna asta, vineri, am turnat
cu placă la o biserică aici, am mai făcut o școală la Putredel, la Frumoșelul, chiar am făcut tot la fel o școală cu ei, eu muncesc. Adică da, sunt de folos, pentru că dacă n-ar fi și ajutorul social, chiar ne-am avea în comun cu cine să faci, pentru că în democrația asta nu mai este nimeni. Tot populația e cam vârstnică, nu? Da, da, și atunci suntem nevoie să-i folosim și folosim la maxim. Dacă ar fi să vă întreb, reporterii ăștia, domnule, pentru astăzi e sărbătoarea comunii, dar pentru mâine, care e primul punct pe care îl urmăriți în activitatea dumneavoastră? Noi avem proiecte foarte multe. În schimb, în ultimul timp, din 2009, nu prea ne-am mai trecut proiectele. Le depunem mereu. Anul ăsta avem depus un proiect pentru asfaltare la Frumoșelul. Avem proiectul cu canalizarea, care e din 2004 și tot așteptăm. N-aveți finanțarele? Nu avem finanțare, din păcate. Tot sperăm. Nu ne-am pierdut speranța și o depunem în fiecare an. Cu apa, deci? Apa, n-am avut apă în Munceanu, dar am văzut că, fiind un sat ridicat la un nivel înalt, era o singură fântână în sat, cine se spăla dimineața avea apă. Anul trecut, cu surse proprii, cu o firmă care ne-a mai ajutat și am făcut dintr-un bazin mai vechi, am făcut alimentare și a ridicat satul apă. Aici n-aveți din iarul ăsta vreun izvor care nu, să... Nu, avem niște puțuri forate la 200 de metri, am băgat în niște bazine mai vechi, dar le-am reparat și avem apă. Glăvănești are tot dealul și Munceanu. Și dealul, asta vreau. Da, tot dealul are apă. În jur de 100 și ceva de familie în Glăvănești au apă în casă. Am văzut că faceți câțiva pași, nu chiar timizi, spre urbanizare. Aveți câteva clădiri, mi-a plăcut grădina de vară, mă rog, și manifestarea în genere, și înfățișarea în genere. Adică e o comună organizată. Știu eu cum reușiți asta, pentru că fonduri bănești cam... V-am spus, tot ce vedeți și în parc și scena care ați văzut-o făcută, e făcută anul trecut cu oameni de la 406. Nu am adus firme, că n-am avut bani. Și dacă n-am avut bani, am cumpărat numai materiale. Și cu ce dotări vă mai lăudați? Vreun tractor, vreun camion, vreun grup gospodăresc și așa mai departe? Am depus pentru programul RAPLA să luăm la... situații de urgență, o mașină, nu ne-a aprobat. Mm-hmm. Ai o întrebare așa pentru dumneavoastră. Primarul este omul gospodar? Brigada, că primarul nu e gospodar, nu merge nimic. Dar vă lăudați cu copiii dumneavoastră. Și îmi place că vă lăudați. Da, bineînțeles. Care e cea mai mare mândrie? V-am spus. Așa. Fata a terminat cu 10 la Alexandrie. Băiatul, noi lucrăm vreo 500 de hectare de teren în familie. Băiatul a terminat la Iași, inginer agronom. Acum, pentru tine e mai greu, pentru dumneavoastră sau pentru doamna? Cred că pentru... Pentru doamna. Eu cred că pentru doamna. Trebuie să vă spun, stimați prieteni, că eu dau mâna cu sute, nu zeci, sute de primari. Sunt câțiva care îmi stârnesc prietenia, amiciția, instantaneu. De ce? Îi văd cu mâna bătătorită. Și domnul Teribaș are mâna bătătorită. Deci muncește și acasă și la primărie. Ia o întrebare. E mai greu acasă sau la primărie? Dacă vrei să faci ceva cu drag, nu ți se pare niciodată greu. Și totuși când mă duc acasă și muncesc și fac ceva, parcă am o satisfacție. Sau chiar și la primărie. Știți cât de mult mă bucur când realizez ceva și ce rău îmi pare când stau la primărie și nu am un proiect, nu am ceva de făcut, mi se pare că nu sunt benefic. Parcă nu are rost. Iar când am o realizare, sunt așa de mândru că am făcut la primărie un lucru într-o zi. Care e cea mai mare greutate în activitatea dumneavoastră? Fondurile, nu avem bani. E clar, fondurile. Păi da, dar văd că sunteți apreciat la nivel local și județean. Totuși, da, bani, sunt apreciat pentru că cu bani puțin s-a putut face multe lucruri, v-am spus. Cu mâna de lucru din comună, cu ajutor social, n-am... Și dacă s-a mișcat ceva înainte de a fi eu primar, nu s-a făcut nimic în comună. Domnule primar, care-i, să zicem, visul primarului și pe urmă vă întreb și visul cetățeanului Gheorghe Teribașa? Visul primarului e să putem asfalta șoselele, să avem drumuri bune, să deci avem... Cu drumul, infrastructura. Asta e cel mai important lucru, pentru că... Iar visul cetățeanului să trăiască mai bine, să aibă condiții ca și într-o oraș. Domnul primar, eu vă mulțumesc mult. Nu vă iau acum chiar tot. Că am încă vreo 100 de întrebări. Și eu mai am una. Sunteți așteptat jos.
Domnul Andreescu vrea întrebarea. Domnul primar, permiteți să vă adresez și o întrebare caldă și prietenească referitoare la ziua de astăzi. Cu ce gânduri și mai ales ce conține programul în planul cultural, de ce nu, al invitațiilor din politica și administrația județului? Da, în afară de invitații care sunt de senatori, deputați, ce o să mai fie, avem și o amânare a unui diplome de cetățean de onoare, a unui cetățean din comună, domnul doctor inginer Constantin Popa de la Slănic, care e plecat din comuna Lăvănești. Dintre senatori și deputați, cine vine? Puteți să-i numiți, pentru că eu am nevoie să scriu și în ziua. Și-au făcut anunțul mai mulți, dar cel mai sigur e de domnul deputat Melinte Ioan, care mi-a sunat acum. Spectacol artistic și sportiv ce conține? Avem fanfara, care lăvănește o tradiție, nu se face nuntă fără fanfară. Chiar dacă seara aduc o orchestră, ziua la modă e fanfara, acum noi avem fanfara. Foarte și avem o formație de muzică populară de la Focșani, formația Simbol se cheamă, care de la ora 5 și până la 10 seara vor cânta pe scenă. Trebuie să încheiem cu un primar simpatic mie, poate vi-l fac și dumneavoastră simpatic. Domnule Teribașa, mulțumesc pentru acest interviu și nu mi s-a părut că sunteți chiar așa de timid, cu cât vă rău dat. Da, sunt timid. La o zi mare întotdeauna suntem mai timizi. Da, vă mulțumesc. Trebuie să zâmbiți acum, nu-i așa, pe da, se poate. Voi am urmărit și personalitățile Comunii Glăvănești și a voi Zeletinului. În cartea aceasta l-avem la loc de cinste pe doctor inginer în montanologie, habar n-am dat că e corect domnul Constantin Popa. Doctor inginer Constantin Popa, născut la Glăvănești. Hai să glumim un pic. Ce ați gândit când v-ați născut aici? Eu când m-am născut aici, ce am gândit s-a și realizat, m-am și convins că acest loc, Glăvănești, este locul cel mai minunat de pe planetă. Pentru că aici am văzut prima dată soarele răsărind despre pădurea Putredeni și apunând la pădurea Soldol. Aici a fost primul sărut, prima dragoste. Aici am deslușit primele litere unde dascălii mei mi-au condus mâna și m-au introdus în tainele alfabetului. Cum să spune, ai schimbat sensul întrebării, domnule doctor inginer? Eu am zis, ce-ai gândit când te-ai născut? Domnule, ta, ce gândește astăzi, după ce, de câți ani, de vreo 60 de ani, sau 65 de ani, că ai o carte adversativă, după 65 de ani, ce gândește acum? Și ai fost în nostru medenii de țări. Pe acolo, ce-ai căutat și de ce te-ai întors cu gândul aici? Păi pot să spun că am văzut cel puțin 30 de țări din 3 continente. Am văzut și acolo la ei dealuri, munți, ape, dar locul cel mai frumos mi-a rămas în minte tot Valea Zeletinului cu comuna Glăvănești, cu comuna Podul Turcului, de unde e și soția, și rudenii, și prietenii. Și această vale mă fascinează și vin cu emoții, mă întorc cu emoții de câte ori vin aici acasă unde m-am născut. Dar ai schimbat-o, totuși, cu Valea Slănicului. În decursul vieții a trebuit să schimb Valea Zeletinului cu Valea Slănicului, unde pot să vă spun că m-am acomodat și acolo, am întâlnit cel mai pur aer de pe planetă, pot să spun, ozonat, cu cetenă de brad, cu părâiașul ăla tumultos, zgomotos, așa cum e și firea românului, când liniștit și de mol, când zgomotos și freamătă în zona respectivă de
te trezește la... Totdeauna roditor. Roditor. Domnul doctor inginer Constantin Popa, astăzi, de Sfântul Ilie, la Glăvănești, este o sărbătoare, în cadrul căreia dumneavoastră veți primi diploma de cetățean de onoare. Să vă încurc așa, un pic ziaristic vorbind. Dom'le, diploma vă aduce aici sau dumneavoastră veniți, să zicem, și drept urmare apare diploma? Deci, diploma de cetățean de onoare, titlul de cetățean de onoare este un titlu nobiliar și este normal într-o țară democratică. Și cu toate că la rang de cinste astăzi este titlu de baron local, titlu de rege al asfaltului, unde vin în prima fază banii, dar în ultima fază poți să rămâi fără onoare. Eu am militat pentru acest titlu de onoare și îl văd ca pe o prețuire al concetățenilor mei asupra activității mele în această perioadă și recunoscut ceea ce de ei, ceea ce eu am lăsat aici în comună. Chiar dacă n-am reușit să plantez un nuc sau să fac o fântână la o anumită intersecție, cum făceau străbunii noștri să scotolească trecătorul setea, ceea ce am făcut eu a fost apreciat de către ei și m-au înnobilat. La monografie sau nu numai la monografie? Deci și monografia și diferite sponsorizări. Deci și monografia Comunei Glăvănești, care va are cu autor alături de Dorinel. Monografia Comunei Glăvănești, unde împreună cu profesorul, învățătorul meu Dorinel Chim, am prezentat acest tablou și tezaur de valori ale locuitorilor acestei vechi așezări. Reprezentativă pentru toată valezele timpului. Pentru toată valezele timpului. Alături de pomii. Și împreună cu profesorul Marin am fost prins și într-o carte, Personalitățile Văii Zeletinului, unde, datorită amiciții, m-a băgat și pe mine, nu sunt o personalitate. Datorită valorii celor pe care i-a băgat acolo, că acolo nu sunt amici. Da. Sunt cei care au constatat că merită să fie acolo. 91 de personalități, nu una. Vreau să mai adaug că acest titlu mă va obliga, pentru că două obligații am în viață față de familia mică, care este familia mea, soția, copiii și nepotul, care se grăbește să facă primii pași, așa, și familia mare, care este satul, cu tradițiile și cu gospodarii acestor locuri. Vreau să fac un compliment, prietene Constantin Costică. Domnule, familia mare, până la urmă, toată țara, că domnia ta porți standardul României și în Ucraina și în Moldova și în alte părți, că ești un om de afaceri potent. Reprezinți turismul românesc, ai lucrări despre turismul românesc. E adevărat, dar emoția este foarte puternică când mă întorc acolo unde am păscut oile, unde am copilărit, unde mă întâlnesc cu cei de o vârstă cu mine și au rămas aici. Tip, da? Domnul, acum ai venit cu destule emoții. Om la 60 ceva de ani, autor de operă și are emoții când primește titlul de cetățean de onoare. De ce, domnule, chiar așa e important? Aici este tezaurul tradițiilor pe care eu le-am trăit, le-am transmis și eu mai departe și avem datoria ca din generație în generație să le facem cunoscute acolo unde trăim, muncim, respirăm și acolo unde găsim locul și oamenii să spunem cât de bogată este această așezare populată de secole, de acești mocani ai locului, când se numesc ei, și eu sunt mândru că sunt mocan. Eu scojan, matalier, mocan. Și sentimentele acestea de mocan sunt la purtător tot timpul, le porc cu minimul de mine. Gata, să o ultimă întrebare, domnul, ziaristul din mine vrea să afle dacă
domnul profesor inginer, mă rog, montanologul din dumneavoastră se simte, nu știu cum, aparte, într-un mod aparte, acum când localitatea îi recunoaște niște merite. Deci mă simt acasă, așa? Mă simt onorat și mă simt obligat să și mai legat de activitatea satului și acest titlu îmi definește și mai clar legăturile de viitor cu locul unde am copilărit și l-am născut. Asta îmi trebuia mie, legăturile de viitor. Da. Așa că așa să fie, domnule inginer. Așa va fi, domnule profesor. Domnul Popa, alt Popa. Alt Popa, nașulul ăla. Nașulul cel mai de dinainte. Domnul Popa, nașul fiind... este profesor pensionar de matematică, da, dar nu pensionat din matematică, ci din profesie. Nu. Din profesie și totuși în activitate, așa, în regim de plata cu ora. Am avut și anul ăsta deci activitate. Nu mă liniștiți la treabă. Nu mă liniștesc și anul ăsta am avut la Olimpiada Județeană doi copii care au luat premii și mențiuni. La evaluarea națională toți copiii au luat note frumoase. Anul trecut am avut 2 de 10, din cei 4 în județul Bacău, 2 au fost a mei. Anul ăsta am medii în jur de 9, a fost și o promoție mai sărăcuță în potențe intelectuale. Am o întrebare, domnule profesor Popa. Da. Domnule, societatea noastră, societatea, sistemul. Sistemul. Apreciază valorile după părerea noastră? Nu le apreciază. Și cred că asta duce și la un recul al absolvenților cu veleități, într-adevăr, didactice. Pleacă în străinătate. De 3 ani, de când am ieșit la pensie, nu a mai venit nimeni în locul meu. Și am fost obligat, prin obligațiile pe care le-am față de comunitatea Glăvănești, fiind un produs al localității, să... Să răspund pozitiv la chemarea conducerii școlii care a fost formată de mine. Eu am fost și 23 de ani directorul școlii, am coordonat învățământul și am ținut așa ca o făclie prestigiu comunei, a școlii Glăvănești, școală de excelență. Și acum nu mai văd chemarea aia care era lăuntrică, care era când eram eu mai tânăr. Nici acum nu zic că-s prea bătrân. Dacă vreți, răspundeți-mi la o întrebare. Așa? Punctual. Costică Popa, finul dumneavoastră. Finul meu. Primește astăzi diploma de cetățean de onoare. Da. Ei și este o onoare și pentru noi. Așa. Eu fiind și în Consiliul Local, așa, să acordăm unui om de valoare o asemenea distinție, fiind un produs 100% al satului Glăvănești, un sat cu oameni gospodari, cu oameni foarte economi, foarte buni gospodari și oameni cu ambiții deosebite. Ceea ce l-a caracterizat și pe finul meu, care pleca de aici, de la o vârstă foarte fragedă, după terminarea liceului, a parcurs foarte multe etape ale vieții. Domnul și... Domnul Popa, mulțumesc mult! Haideți la festivitate! Să mergem acolo!
Este ediția a doua a zilelor sărbătorii Comunei Glăvănești. Ediția 1 a fost anul trecut, când am avut lansarea unei cărți cu ajutorul domnului profesor inginer Popa Constantin și cu domnul profesor Dorinel Ichim. Am promis anul trecut că va rămâne o tradiție din data de 20 iulie să fie ziua Glăvăneștului și sperăm să fie în fiecare an. Glăvăneștii au dreptul să aibă și o zi a comunei. Ar fi păcat la cât de frumoasă e comuna noastră să nu avem și noi o sărbătoare mare în comună. Avem niște personalități de seamă astăzi și pot să vi prezint în ordinea deputatul Melinte Ioan. Mi-a făcut onoarea să fie alături de noi astăzi. Bine ați venit, domnule deputat. Domnul Vilică Munteanu, directorul Arhivelor Statelor Bacău. Bine ați venit, domnul Munteanu. Domnul profesor dr. Dorinel Ichim, cel care a lucrat foarte mult la Cartea Comunei Glăvănești. Avem presa, ziarul de Bacău, Petru Done.
TVR Moldova, profesor dr. Trică Marin. Domnul părinte al nostru, care ne face mare cinste, sperăm că la anul, la sărbătoarea Glăvăneștului, să simțim clădirea care a început-o. Va fi o sărbătoare mai mare ca anul ăsta. Ne dorim și noi, din partea primăriei, știți că ne zbatem foarte mult. Toate că, în afară de sărbătoarea Glăvăneștului, mai avem un eveniment mare. Acordarea unei distincții din partea primăriei, o diplomă de cetățean de onoare, unei personalități, cred că vă dați seama cu el, domnului doctor inginer Constantin Popa, și dacă vă dați voie să vă pun și o motivația, domnul Popa Grigore Constantin, fiul al satului Glăvănești, născut la data de 22.02.1949 din părinții Virginia și Grigore Popa, a devenit pe parcursul vieții sale că onorează emblema localității Glăvănești, prin seriozitatea și pregătirea sa intelectuală și profesională și civică. În copilărie și adolescență, elev fiind la școala gimnazială Glăvănești și apoi la liceul teoretic Alexandru Vlahuță din Podul Turcului, s-a remarcat ca un elev silitor, obținând an de an diverse premii și distincții școlare. Devenind major în luna noiembrie 1973, și-a întemeiat o familie serioasă, dezvoltându-se cu doi fii, Ovidiu și Silviu, astăzi, și aceștia devenind oameni de nădejde a societății. După căsătorie a lucrat în diverse locuri, cum ar fi Stănișești, profesor și director la Căminul Cultural, Colonești, primar al comunei, Ardeoan, director al complexului zootehnic, Moinești și Stănic Moldova, manager al unor societăți comerciale. Privind pregătirea sa profesională și în perioada 1978-1982 a urmat cursurile Facultății de Agronomie din cadrul Institutului Agrotehnic Ioan Ionescu de la Brad, Iași, pe care l-a absolvit cu media 10. În anul 2005 obține titlul de doctor în agroturism, devenind primul din această specialitate din județul Bacău. După aceste eforturi obține și alte titluri. Cercetător științific în cadrul Institutului de Mediere Comparat, manager în marketing de turism în Franța, distinția de merit acordată de Ziarul de Bacău, diploma de merit acordată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, certificat de absolvire expert în accesarea fondurilor europene, unde a reușit să obțină 5 proiecte europene de finanțare. Fiind plecat din satul natal, nu și-a uitat originea. De aceea, de câte ori a avut ocazia, a revenit cu mare dragoste în cadrul comunității, oferind sponsorizări obiecte școlilor și primăriei, cum ar fi televizoare color, obiecte de birotică și altele. În anul 2013 s-a preocupat intens pentru realizarea unei monografii a comunei Glăvănești cu prilejul împlinirii a 585 de ani de atestare documentară și organizarea unei sărbători a comunei în anul 2013. Consider că acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei este o mare cinste pentru noi. Domnule doctor inginer Constantin Popa, în semn de recunoștință pentru întreaga sa activitate, a adus prestigiul comunei românesc diploma de cetățean de onoare. Bună ziua, stimați concetățeni, dragi glăvănășteni, domnule primar, domnilor consilieri, domnule deputat, preacucernice părinte, onorată asistență, când acum sunt la modă titlurile de baron local, de rege al asfaltului, eu m-am gândit să militez pentru a primi acest titlu de onoare, deoarece respectă și arată prețuirea comunității față de cel care vrea să și-a făcut ceva pentru această comunitate. Acum când stau cu fața către mormântul părinților mei, când lângă mine am pe soția mea
Rodica și mă gândesc la cei doi fii ai mei, Silviu și Ovidiu, și la nepotul care încearcă să facă primii pași, am sentimentul datoriei împlinite. Eu nu am plecat de la Glăvănești pentru că nu mi-a plăcut satul, comuna, cetățenii. A fost poate un nobilare, un har, așa să transmit aceste tradiții ale acestei minunate localități în alte zone ale județului și ale țării. Am vizitat în această perioadă peste 30 de țări din 3 continente. Am văzut dealurile lor, munților, apele lor, dar pentru mine locul cel mai minunat de pe planetă rămâne Glăvăneștiul din Valea Zeletinului, unde aici am văzut pentru prima dată cum răsare soarele despre pădurea Putredeni, cum apune soarele spre pădurea Sodor. Aici profesorii, dascăle mei, m-au introdus în tainele, în tainele alfabetului și am aici pe doamna profesoară Gornescu, care mi-a fost și profesoară și diriginte. Am pe domnul profesor Popa, care e coleg mai în vârstă, dar am făcut împreună liceul. Am aici pe Mircea Turcu, cu care am copilărit. Și bucuria cea mai mare este că această distinție o primesc în parcul copilăriei mele, unde zile de-a rândul, seri de-a rândul, stăteam și povesteam în mirosul parfumului dat de regina nopții. Mi se pare că chiar această perioadă a și înflorit. Eu încă o dată vreau să vă mulțumesc. Poate ceea ce am făcut pentru comună este prea puțin. N-am sădit un nuc, n-am făcut o fântână la intersecția dintre Cătune, unde să ne liniștim setea, cum au făcut strămoșii noștri, dar este o legătură vie în continuare pe viitor între familia mea mică, familia și copiii, și familia mea mare, care este satul Glăvănești, cu care voi veni de fiecare dată cu drag. Vă mulțumesc la toți și vă doresc bucurii și sănătate în continuare. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, dragi glăvănășteni! Când veneam spre scenă, domnul primar, ce o să vă dau cuvântul. Zic, bă, și ce ai vrea să-i spun la oameni? Că eu încă n-am învățat să mint până acum. Zic, și dacă nu mint, s-ar putea să dau rău. Ce spune-le ce vrei. În primul rând, eu aș vrea să-l felicit pe domnul primar și pe toată conducerea primăriei Grăvănești pentru ziua pe care a organizat-o. Vreau să-l felicit pe domnul doctor inginer Costică Popa pentru diploma care a primit-o de cetățean de onoare al comunei Grăvănești. Iar despre mine nu trebuie să mai mă prezint, pentru că majoritatea mă cunoașteți. Ce aș vrea eu să vă, sau familia mea, sunt făcute pentru tot colegii 5, județul Bacău și toată România, care nu știu cât voi reuși sau nu voi reuși din ele să treacă și să fie, și să fie aprobate. Să știți că atunci când am candidat și am venit și pe la poarta dumneavoastră, la toți, nu am candidat pentru a obține o funcție, un salariu sau mai știu eu, un nume. Eu aveam și un nume, am avut și o funcție, am și ce-mi trebuie, dar am candidat ca să schimb și eu ceva în țara asta spre bine, spre binele tuturor. Încă o dată spun, nu știu cât voi reuși din tot ceea ce mi-am propus. Oricum, dacă stau bine și mă uit în jur, inclusiv în fața mea, inclusiv în jurul meu, aș vrea să vă spun că ați rămas până la urmă cu omul vostru, sau omul dumneavoastră, cum spuneați în campanie, ăsta e omul nostru. Dacă la prima ediție se cam închesuia omul să pozeze, astăzi mă văd eu lângă domnul primar. Chiar dacă el mai e supărat câteodată pe mine, eu nu sunt el și nu sunt supărat pe niciun primar, indiferent de culoarea politică, care e, cel puțin în colegiul unde am candidat. Eu aș vrea să-i pot aduna pe toți și să facem ceva bun pentru comunitate și pentru țară. Dacă acolo propui o lege bună, beneficiază toată lumea de ea, nu numai o anumită parte. N-am să vă țin de vorbă toată ziua, pentru că de politicieni și de minciuni sunteți sătui. Las faptele ca să vorbească și vă doresc distracții plăcute și tot bine din lume. La mulți ani! Mulțumim, domnule deputat!
Și vreau să vă spun că într-un interviu dat la televiziune de domnul profesor Popa și cu părintele nostru, chiar spunea că Comuna Glăvănești avem, în Comuna Glăvănești avem personalități, avem profesori universitari, la care a spus că avem și deputați. Iar când au spus că avem deputați din Comuna Glăvănești, să știți că s-a gândit la dumneavoastră. Deci faceți parte din Comuna Glăvănești. Cum făceam? În alianță. Aș vrea să dau cuvântul domnului director al Arhivele Statului, domnul Velică Munteanu, îmi spune câteva cuvinte. Stimați cetățeni ai Comunei Glăvănești, revin de fiecare dată cu plăcere pe aceste meleaguri. Într-un sat atât de frumos, într-un sat cum nu mai este altul pe Valea Zeletinului, și nu spun cuvinte de complezență dumneavoastră, mai ales după ce ați citit unii monografia lansată anul trecut, știți că eu spun ceea ce gândesc. Mă bucur nespus de mult de faptul că începe să intre în tradiție această sărbătoare, zilele satului Glăvănești. Și tare mi-aș dori ca în fiecare comună să existe o asemenea tradiție. Sunt câteva comune, Glăvăneștiu a intrat în acest circuit și dorim ca parcursul acesta, zilele Glăvăneștiului, să fie cât mai lung, fără întrerupere. Asemenea, și dumneavoastră, oameni ai unui sat deosebit, oameni harnici, oameni cu o vechime, iată, de 586 de ani anul acesta, meritați din plin un asemenea dar din partea autorităților locale. Cam de-al dumneavoastră, prietenul meu de vreo 40 și ceva de ani, Costică Popa, și să știți că ați făcut o investiție bună, iar primăria, dacă s-a gândit la acest fapt și Consiliul Local, a avut suficiente motive să ajungă la această hotărâre. Felicităm atât primăria, Consiliul Local, pe dumneavoastră în mod deosebit, că fără dumneavoastră nu se poate face nimic, și îl felicităm și pe Costică Popa și să-l văd cetățean de onoare și al Slănicului. Ești? Nu ești. Aranjăm cu primarul de acolo. La mulți ani. Vă mulțumim, domnule profesor. Aș da cuvântul și domnului profesor Dorinel Ichim, cel care știe toată istoria comunei mai bine ca mulți dintre noi, a lucrat foarte mult pentru această carte și merită să spună câteva cuvinte frumoase. Bună ziua, bine v-am găsit în această frumoasă zi de iulie, de sărbătoare a satului dumneavoastră, sărbătoare la care am contribuit să o înscrim pe harta manifestărilor culturale, împreună cu cel sărbătorit de astăzi, Constantin Popa, cel care mi-a fost elev în clasa a doua, mi-a fost elev al liceului din Podul Turcului și după aia a devenit colaborator. Mă bucur astăzi că văd că vă văd pe dumneavoastră mai puțin decât acum un an, dar mai trecuți cu un an de zile de acei ani ce am făcut această navetă, ne știm ce se va întâmpla peste an. Se întâmpla în anul 1958, când aveam onorabila vârstă de 17 ani. Au trecut de atunci ani, am crescut și unii și alții, am îmbătrânit, alții ne vor lua locul. Avem bucuria ca astăzi să sărbătorim pe Constantin Popa, acel fiu al satului, primul mocan, cetățean de onoare al Comunii Glăvănești. Bateți din palme, primul mocan! Vor urma și alții, pentru că noi tragem piciorul. Eu n-am ajuns să fiu la Căpești cetățean de onoare, nici la Podul Turcului, deși pentru fiecare din aceste comune am scris câte o carte. Dar o să vrim în vremea de apoi și o să fie bine. Ce pot să spun despre Constantin Popa? Faptul că a străbătut în viață datorită unui caracterul pe care l-a avut și pe care l-au mocanii din Glăvănești.
sunt mai altfel decât Răzești. Eu, fiind băiat de Răzești, din Căbești, Răzășan, eu v-am cunoscut pe dumneavoastră și pe strămoți și dumneavoastră la podul Turcului la Bâlci, la Sfântul Ilie, când exista hora mocanilor, când cânta fanfara lui Buruiană, când se învârtea scrânciopul și mocanii apăreau îmbrăcați în costume cu pălăriile negre, cu costumul popular, cu ghițarii de vară, din sacâ sau de bumbac, și mocancele frumos gătite, fetele cu coade, se numeau codane, așa. Și făceau hor aparte la care noi Răzești și nu ne putem decât uita. Vremuri care au fost, dar satul Bâlci era plin de costume populare, de acești oameni destul de destoinici, printre care și acest Constantin Popa, printre care și domnul primar de la Frumușelul, printre care cadrele didactice și oamenii de bine din comună. Vă felicit și vă mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor! Să dăm cuvântul și unui consilier local, domnul Popa, dacă vreți. Bună ziua! Bine v-am găsit! Stimați concetățeni, pentru comunitatea noastră, acest moment constituie un eveniment unic pentru a-i acorda unui fiu al satului această distincție supremă care se numește cetățean de onoare al Comunei Glăvănești. Consiliul Local, domnul primar, un colectiv de inițiativă a ținut neapărat să cinstim efortul acestui fiu al satului, care se numește Constantin Grigore Popa. Unii fac confuzie, dar niciodată nu ne-am confundat, ci ne-am ajutorat unul pe celălalt. A fost fiul părinților mei. Acum păstrăm această legătură firească. Poate sunt singurul care mențin o legătură vie, strânsă cu această personalitate cu care mă mândresc. Am participat la Universitatea Agricolă din Iași, la momentul unic în viața unui om, de a-și susține teza de doctorat. A fost singurul din județul Bacău care a obținut titlul de doctor în agroturism, o disciplină nouă, dar care astăzi este cea mai prolifică, cea mai căutată în viața socială și turistică a județului Bacău. De aceea am ținut ca astăzi noi, Consiliul Local, să îi acordăm această distinție supremă în numele dumneavoastră al comunității glăvănești și cunoașteți că și anul trecut am acordat unor veterani de război care au primit o înaltă distinție pentru datoria de cinste pe care și-au făcut-o față de patrie. Și domnul Popa, pe un alt plan, și-a făcut datoria față de țară, față de comunitate, țin să-l felicit și mă onorează faptul că mă găsesc într-o companie atât de selectă. Mulțumesc domnului primar pentru înțelegerea de care a dat dovadă în organizarea ediției a doua a zilelor glăvăneștilor și sperăm că la ediția a treia, când avem un alt moment deosebit, inaugurarea casei praznicale, să ne întâlnim iarăși într-o asistență mai numeroasă. Vă mulțumesc și vă doresc distinție plăcută! Distracție de distinție, vă rog! Mulțumim, domnule consilier. Vreau să-i dau cuvântul și preotului nostru, părinte. Domnule primar, domnule deputat, domnule sărbătorit, stimați invitați și primăritori peștini. Astăzi este sărbătoare mare atât pentru biserică, cât și pentru fiii satului Glăvănești, deoarece iată, un fiu al satului este recompensat cu această cinste ca cetățean de onoare al Comunei Glăvănești, cinste care se datorează
În primul rând, părinților care au dat viața, fiindcă deja este plecat din localitatea Glăvănești, de fiecare dată revine cu atâta dragoste în satul natal, lasă acolo frumusețea muntelui și vine să vadă ce mai este prin colbul Glăvăneștelui, cum mai curge zeletinul. Și atunci când am avut o discuție cu privire la o monografie, am spus, domnule Popa, poate oare Georgiana, un sat mic, să facă, o să aibă o monografie, dar Glăvănești nu poate. Haideți să procedem să facem o monografie. Și dânsul, cu cunoștințele dânsului, împreună cu domnul primar, iată a ieșit această monografie care atestă satul Glăvănești și frumusețea Glăvăneștiului. Domnule Constantin Popa, eu vă felicit pentru această distinție. Dumnezeu să vă binecuvinteze viața și familia și niciodată să nu uitați de unde ați plecat, să nu uitați credința unde v-ați născut, credința care v-a iubit și vă iubește în continuare, să nu vă uitați satul natal și, și cei din Glăvănești care vă iubesc și vă cinstesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, așa, Dumnezeu să vă cinstească familia și la tuturor vă doresc multă sănătate și bucurie. Mulțumim, părinte, și sperăm că la anul, la sărbătoarea ediția a treia, să se împlinească visul. Ce să vă spun, dragi cetățeni, nu vrem să vă plictisim, vrem să dăm drumul la distracție, tineretul așteaptă să distreze, sperăm să vă placă, iar la anul va continua ediția a treia. Distracție plăcută! Vă mulțumim pentru participare! Domnule cetățean, să fii sănătos și nu mai vine de toată familie. Lata cu bine. Putem lua pliște, au tot de acolo. Le simt tot pe stradă, nu Dragilor, este ziua voastră, vă așteptăm aici alături de noi. Thank you.
Maxim este colegul meu de interviu. Bună ziua, stimate domnule profesor, și să tot trăiască Mustața. Bună ziua, bine ați venit. Nu, bine te-am găsit la Plăbănești. Pe meleagurile locale. Stimate domnule Ichim, Dorinel Ichim, profesor doctor, ai o, hai să zicem, filmografie între ghilimele, adică o operă bogată. Să te întreb o chestie de pe tipul Pasvante, care ți-e cea mai dragă carte, domnule, din câte le-ai scris? Răspunsul e toate. Nu. Prima carte mi se foarte dragă și ultima. Zic, justific. Dar... prima se cheamă Zona etnografică Trotuș, prima carte cu care, pe care am scris-o de două ori, sub directa îndrumare a cercetătorului științific de la Institutul din București, care odată i-a plăcut și a doua oară a spus mai scriu odată. Ileana Antonescu. Nu, eu Ion Blăduțiu. Da, mare specialist. Mare, dar cartea, deși e un sportulist, cea mai frumoasă zonă etnografică, zic eu, din partea asta, a locurilor Moldovii de Sud, deci zona Trotuș. Ultima carte este Glăvărești, care a apărut aici, ca urmă la cererea primăriei și cu colegul Constantin Pop, a fost elev clasa a doua, a fost elev la liceu. Și asta e pentru că cercetarea este pur etnografică și etnologică. Este. Dar de ce n-ai făcut un capitol și despre personalitățile comune? Am lăsat loc și la ceilalți să caută, să-și pună, nu ca pentru cartea asta, așa, dar cartea are 400 de pagini. Deci le-am lăsat loc să se ocupe de absolvenții școlilor de acolo, de studiile care le-au, de oameni de cultură. Am o întrebare în afara interviu, dar o să o includem. Ai văzut cartea mea, Personalități de pe Valea Zeletinului? Ai vreo părere? A prima vista? Da, nu, am văzut cartea, sigur că eu m-am regăsit acolo, l-am regăsit și colegii mei, pe care i-am regăsit în două cărți anterior publicate, așa, și într-o a treia carte scoasă în mare pompă la Bacău. Deci este o încercare bună, dar care trebuie aprofundată. Nu ăsta era scopul pentru personalități, asta pentru că veni vorba. Noi suntem la o manifestare, nu chiar unică, acordarea, deci mai întâi Ziua Comunei Glăvănești și în cadrul acesteia acordarea titlului de cetățean de onoare unuia dintre oamenii de merit al acestei localități. Spune-mi, dragă domnule Dorinel, ce semnificație trebuie să aibă un asemenea titlu absolut onorific în legătură cu un personaj, oricare ar fi ăla? Păi, în primul rând, este un început pentru comuna respectivă să-și evalueze oamenii la rândul lor dreptate și adevăr. În sensul că sunt oameni care muncesc și nu se vede, sunt oameni care muncesc și se vede. Costică Popa, elev clasa a doua, elev liceu, colaborator cu o carte. Mai cum îți mai e galoanele și de la el, bravo, bine faci. Așa? Adică merită cu prisosință și alții să-l urmeze. Așa. Asta este primul mocar și singurul mocar din Glăvănești. Doctorul știință. Nu. Care îi se acordă diplomă de cetățean de onoare. Deci profesia e ridicată la o anumită onoare da, socială. Domnule, nu ne bătăm cu apă chioară. Are lucruri bine făcute. Dacă nu, aș tu să le facă, aș tu să contribuie, aș tu să le rezolve. Deci nu vorbim de Costică Popa. Ordinul acesta, în sensul de... decorații, în sensul de evidențiere, diplomă, eu cu ca de hârtie, da. La urmă. Ar avea un anume rol social? Da, este are un rol deosebit de important, pentru că unul din acești oameni, de cel puțin din 1940 încoace, și aici o graniță care o pun eu ca bun cunoscător al locului, deci îi se acordă ceva de merit, ceva pe care merită pentru munca lui. Eu cred că o asemenea distinție, fie ea și locală, are rolul de a scoate în profil, în evidență, personalități ca modele de urmat și de alții. Lipsește în societatea noastră modele pozitive, așa. Pentru că în lipsele acestor modele, copiii, tineretul apucă spre alte direcții modele. De modele, unde pun la bază stau banii, oțiile, pungășiile și așa mai departe. Este un adevăr ăsta. Ca profesor, eu am predat atâția ani de zile, pot să spun că am avut model și am avut pe Ileana Antonescu model. Așa. Și am ajuns și la capitolul Ileana Antonescu, așa de care vorbeam. Nu neapărat vreau să... l-am cunoscut, dar nu. Pe mine mă interesează
părerea unui deputat om de știință, Dorin Elichim, despre acordarea unor astfel de distinții în plan comunal. Că nu-i vorba numai de aici. Da, sigur că în anul trecut s-a introdus întâlnirea cu fiii satului atunci când am lansat cartea. Anul ăsta este primul an după. Și înseamnă că cineva, deci, cineva lucrează pentru asta. Deschide sigur că modelelor pentru locale, la nivel local, la nivel județean, dacă nu și la nivel de țară, pentru oameni care muncesc, care scot ceva, dau societății ceva. O ultimă întrebare. Dorin Elichim, cercetătorul, ce mai face acum? Ce mai cercetează? Păi, eu la ora actuală am 3 cărți în manuscris, care, având și succese, am și succese. Nu am cum să le scot. Nu am cum să le tipăresc. Bun, asta e partea bănească, dar... Păi nu le poți tipări dacă nu ai bani. Deci nu ai succes dacă nu ai bani să le scoți. Una din cărți se cheamă Transilvania, Oameni, locuri și sare. Și sare. Da, sarea, deci da. Transilvania. O lucrare bine făcută, o cercetare de un an de zile când am lucrat la Muzeul Carpaților Răsăriteni, ca muzeograf. Am o carte Comuna Icoșești, monografie. Așa. Și a treia carte care realizate, și trase și teme redactate și tot. Și a treia carte de la Bogdana la Rădeana, o mănăstire și o biserică din Evumeni. La ora actuală pe masa de lucru am cartea Monumente istorice, mănăstirile județului Bacău. Deci Dorin Elichim, dacă îl lași, riști să stai de vorbă 2 zile și 2 nopți, care ce spune din toată țara, are ce să laude, dar și să critique și are o lipsă importantă. N-a citit cartea mea. Dorinele, te pup. Și la fel, sănătate, Doamne ajută. A fost un moment în care m-am început activitatea la direcție, după ce a fost la spital, după cartea ta, deci eu deja lucram și nu mi-am... Eu am la locul ei acolo, voi citi, o voi prezenta și noi o vom publica. Da. Recenzia? Cartea a publicat-o, da. Nu mai scriu recenzia. Publicăm. Stimați prieteni, la fel sănătate. Doamne ajută! Deșoate vă duceți! Sărăfnați, felicitări! Zi frumoasă, dublă sărbătoare astăzi! Mulțumim. Poate cea mai frumoasă sărbătoare a vieții domnilor voastre! Cu ce gânduri ați cu Ana Mreasă? Mulțumim mult pentru ziua aceasta frumoasă! Mulțumesc mult pentru soțiorul ăsta minunat pe care l-am! Să vă trăiască, să fie sărățat! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați invitați, avem o zi mare astăzi, este ediția a doua a zilelor sărbătorii Comunei Glăvănești. Au dreptul să aibă și o zi a Comunei, ar fi păcat la cât de frumoasă e comuna noastră să nu avem și noi o sărbătoare mare în comună. Avem niște personalități de seamă astăzi. Cartea Comunei Glăvănești. În anul 2005 obține titlul de doctor în agroturism, devenind primul din aceste specialitate din județul Bacău. După aceste eforturi obține și alte titluri. Cercetător și acordate de universitatea și a adus prestigiul comunei. Pentru a primi acest titlu de onoare, deoarece respectă și arată prețuirea comunității față de cel care vrea să și a făcut ceva pentru această comunitate. Acum când stau cu fața către mormântul părinților mei, când lângă mine am pe soția mea
Rodica și mă gândesc la cei doi fii ai mei, Silviu și Ovidiu, și la nepotul care încearcă să facă primii pași, am sentimentul datoriei împlinite. Eu nu am plecat de la Glăvănești pentru că nu mi-a plăcut satul, comuna, cetățenii. A fost poate un nobilare, un har, așa să transmit aceste tradiții ale acestei minunate localități în alte zone ale județului și ale țării. Am vizitat în această perioadă care să-i dau coleg, cuvântul și domnului... Să știu un nume. Eu aveam și un nume, am avut și o fiță. Mulțumim, domnule deputat. Vreau să vă spun că într-un interviu dat la televiziune de domnul profesor Popa, părintele nostru, chiar spunea că comuna Glăvănești avem, cu comuna Glăvănești avem personalități, avem profesori universitari, pe care am spus că avem și... Bună ziua la dumneavoastră! Puteți să-mi spuneți ce semnificație are acordarea titlului de cetățean de onoare cuiva? Înțeles că această acordarea titlului de cetățean de onoare, în fiul ăsta, are o mare importanță.